faci acord cu testamentul probator. Asta e un tip de branșare. Aici sunt două circuite, două circuite separate, un circuit și încă un circuit. Da, ăsta e TEU cum ar veni. TEU, da. Și el se studiază și în momentul când se studiază face masă comună cu țeavă. Țeava se curățește, se rașchetează ca să nu fie material virgin. Că dacă e material virgin, s-ar putea sudura să nu prindă. Bun. După care, după sudură, se lasă timp de răcire. Are un nume, un cod de bare care se citește cu aparatul electrofuziune. Codul de bare, îl citește aparatul, recunoaște aparatul și pe urmă se face sudura. Sudura durează cât are secundele pe aparat, după care se lasă timp de răcire 20 de minute. Timp de răcire. Bun, după timpul de răcire, păi se face și sudura cu către consumator. Aici este o preducea. Bine, se bagă probă de presiune să se vadă dacă rezistă. Aici este o preducea care se cu imbus. Da, da. Imbusul e diferite dimensiuni. Asta e de numărul 17. Și înăuntru e preduceaua care taie brașamentul în țeavă. După ce o tăiat, se dă înapoi și se lasă pe închis și se pune acest dur. Și sudura este încheiată. Asta e una dintre fazele. Da, da. Asta este obligatorie. Deci pentru cine va vrea să facă, este obligatorie pentru că acolo există un material așa zis virgin, să nu se gândească acum la așa, și el dacă nu e rașchetat, nu face, face sudura, dar nu ia siguranță, adică în timp. Da, e cumva lucios, poate. Ei, da, e ceva, o chestie care... Da, aici e problema. Uite, să facem curățirea piesei.
Din păcate, un pic murdar, trebuie făcute mai multe operații ca să nu prindă mizerie. Curățat, dezinfectat. Da, curățat, dezinfectat și sudat și ce mai e fac. Aici avem un fir însoțitor care o să vă explic și el la etapa lui ce rol are. Are rolul de alt. Când cau seava prin pământ, se pune într-un branșament apropiat. O, mai că vezi să stați un pic mai la terasă, să nu cadă mizeria acolo. Uh-huh. El are rolul de a se pune într-un branșament apropiat și cu un aparat îi dă continuitatea firului, prin merge traseul țevilor. Ah, da, da, da. Ca să-l găsești mai ușor? Să-l găsești mai ușor. Noi nu-l folosim pentru că nu, cam avem experiența și... Dar sunt cazuri unde nu găsești țeava nicicum și atunci trebuie să soliciți operațiunea asta. Da, da, da. S-a întâmplat că n-ai nimerit, n-ai găsit. Și atunci trebuie să recurgi la aceeași operație. Acesta trebuia să aibă o bandă de avertizare sus. Are. Avea? Au avut. Păi n-am văzut și cum. Are, nu? Aici vă găsesc imediat, uitați-o, vedeți aici? Ha, e rupt. Dacă nu știa să vină până aici. Hai, dar ne-a zis că e mai aproape de drum. Vedeți? Da. Iar în momentul când îi se rupe, n-ai cum să... De regulă acum, deci gazul cam de mult lucră un pic ordonat, indiferent ce firmă, ce firmă face, sunt exigenți, cu gazul nu te joci și atunci să pune și nisipul, să pune și bandă, să pune tot, pentru că în momentul când sapă cineva, dă și de nisip, dă de bandă, dă de tot ce trebuie să dai. Și acum dezinfectăm, curățim, dezinfectăm. Asta, de câte ori e nevoie, dacă e nevoie, dai de 2-3 ori. Eu am zis în glumă că e dezinfectant, dar chiar e dezinfectant. Da, e dezinfectant, da. Și dacă e nevoie, până se rămâne cârpa curată, trebuie să curățești. Eu am obiceiul să dau și pe desubtul ei, pentru că în momentul când bagi piesa, poți să mizerești acolo și îți cade pe ea și se poate să facă o figură și nu. Uh-huh. Oricum, nu știi, nu. Așa. Aici se poate folosi și o mașină mică de găurit, din aia autofiletantă, dacă ai, dacă n-ai, folosești un clichet, o cheie tubulară, dar nu fixă, că fixă o să-ți dea mult de lucru, pentru că aici e multă șurubăreală și e o poziție în care nu poți să stai foarte comod, știi? Uh-huh. Și acum când strângeți pușcă și intră singură sau trebuie... Nu, 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 practic eu doar o fixez, îi dau un aliniament pe care... Îi dau o poziție în care să am eu bine la șeaua de acolo, la, să pot să pun riserul, continuitatea lui. Și sudura se face separat, aia e o altă etapă. Asta e un sistem de prindere ca să stea... Pe poziție, stângă-dreaptă. Pe poziție, ca să poți să o sudezi, să stea fixă, să nu... Mai demult se folosea cei de branșare doar cu partea deasupra și rar găseai piese care erau continue cu căime de sus. Și atunci aveau niște atele care se prindea într-un aparat
și le sudai. Dar la mult timp că trebuia să pregătești, trebuia să lasă răcească respectivul, după care puteai să-l dai jos. Dacă aveai de făcut mai multe operații, mai multe branșamente în acea zonă, trebuie să stai după fiecare în parte și nu-ți permitea să atâtea aparate respective, adică apele de gen. Îți luau timp mult. Acum, Doamne, mulțam, astea prinse fixe, ele sunt libere, nu mai ai atâta bătaie de cap. Din țeava mai lungă trebuie să o tai la două mâini, că nu poți să te-o fixezi din prima dacă n-ai continuitatea țevii, știi? La două mâini, adică un pic mai lungă? Da, aia înseamnă, dar o, mai că niște taime folosit dacă nu ești fix, știi? Dacă ai pune de aici, ai pune acolo în cu. Se poate însemna. Se poate face și la ochi, nu e atât de ăsta că nu e în șanț, ea flambează, se mai, nu e chiar farmacie, dar de regulă să fie să geasă bine. Ceeași operații, era șchetare. Rașcheta de regulă se dă cât de cât să pătrunzi, nu numai zgâriată, că nu are, deci să se simtă cuprins în ea. Cam până să duce culoarea păi, de pe ea sau mai mult? Da, să o simți acolo cuprins, să-ți facă aici, când îți faci aici astea, e ok. Adică să-ți iasă bavura afară acolo. Da. Atunci e sigur că e cu, dacă e curățată mai mult, nu, nu dăunează. Acum nu o subții de tot să zici că vai, ai dat să intri partea cealaltă, nu. Este și un aparat de, pentru așa ceva, este un fel de aparat ca o fel de ascuțătoare, dar alții îl folosesc, la piesele mari nu-l poți folosi, nici acolo nu poți să-l. Nu fare aceeași chestie cu două fire, aceeași situație, exact ca și la piesă, pe care e circuit separat. Rașchetare, însemnate, sunt piese care au, din astea sunt care n-au, se înseamnă din cauza că în cazul sudurii, dacă se zic la liberă, vezi dacă ți s-o mișca sau nu, că sudura o împinge, practic. Este acolo, cum se zic, când dă să iasă pasta, să facă masă comună, când se înfierbânt acolo, el ți-o aruncă. Și atunci, e bun sistemul cu prindere la mufe. Și le însemn ca să ai o siguranță că nu ți s-o duce. Acum, dacă se duce, că e acolo pe o bucată, dacă se duce un pic, nu e o problemă foarte gravă, dar să nu se iasă din... Atunci tu nu mai vezi și îți dai de lucru. Acolo însemnăm ochiometric, nu definitiv, așa, ca să vedem exact cât intră, că se facem o buclă. Așa, a intrat. Acolo se va face din nou un semn. Oare curent, când se dă pe firul ăla de tensiune, cât de probă, cât e? 12? Nu știu, cred că e de 12. 24? Sau de 12 mai există. Este cu undeva, acum el citește acolo. Dură în desfăturare. Da.
Presiunea îi băgăm după ce se răcește, după 20 de minute de la răcire. Că dacă sudura nu se încheie, nu se poate face regulamentar, să vezi, în momentul când spargi piesa... Aici 50 de secunde. Da. În momentul când spargi piesa, pe duceaua respectivă forțează în material și ți-o smulge afară. Și atunci ai probleme. Deci, tu ai spart gazul, dar nu mai poți să-l oprești. N-ai cum să-l mai oprești. Deci să mergi să... No. Sudura să fie înregistrată, numărul de sudură a aparatului respectiv, deci fiecare aparat are seria lui, se duce la descărcat și îi spune, e pe respectivul, sudura numărul cu tare, s-a executat acolo sau acolo. Uh-huh. Atunci apoi poți să faci cu oricine, oricine, orice, știi? Și atunci există o regulă care e o siguranță cumva, știi? Nu că în alt aparat n-ar putea să vină cineva să facă, dar ele trebuie să fie registrate, ca și cum no, intră în baza lor. Cum e la contoarele, la apă, la apartamente, ce da, siguranță da, de aia. Da. Normal, e bine să ai un compresor, da? Cumva nu le poți purta pe cutinie tăte și atunci folosești o pompă de asta, că 4 bari, 3 bari, cam atâta băgăm noi. Gata. Ia bine, mă. Mai lasă atunci dacă o vine, să se curăța. Țava aia pentru ce e? Are să-i facem aici o suport, știi, de să stai ceava cu el. Asta știi, și atunci aici așa. Vine și toate aia. Cam asta mi se bănoc.
fotbalul ăsta. Care e din coadă și...